solicitați în cele mai dificile misiuni, dar de fiecare dată reușesc să dea rezultatul scontat. Încă de mici sunt antrenați pentru intervenții speciale, luând cursuri de dresaj la școala kinologică Aurel Greblea din Sibiu. 17 câini polițiști din rasa ciobănesc german, aflați în custodia Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, sunt folosiți pentru prinderea infractorilor, pentru depistarea urmelor de miros uman, dar și pentru anihilarea grupărilor de crimă organizată, în depistarea explozibilului, a drogurilor și a tutunului din încăperi sau mijloace auto. Căutarea să facem cu folosind de exploziv plastic. Este plasat la semi-înălțime. Deci asta e ca să și pot să îl scot. Aici. Uite aici. Aici, aici. Caută, băiatul, caută. Caută, caută. Caută. Caută, caută, caută. Bravo! Partenerul său, cel cu care de altfel își petrece majoritatea timpului, îl strigă Der, însă în acte se numește Sir Lebach. Este singurul câine din dotarea poliției care este folosit în depistarea explozibilului și prinderea hoților. De el se ocupa agentul șef din cadrul Serviciului de Intervenții Rapide, Nicolae Pătroi. La sfârșitul anului am avut în jur de 15 misiuni. Anul acesta în jur de 5. Misiunile au fost alarme cu bombă, false de regulă, până la percheziții, controlul autovehicolelor, acțiuni preventive. Un câine bine pregătit, într-o acțiune de genă, îți suplinește o echipă de 5 oameni. Lib este singurul câine polițist folosit pentru prelucrarea urmelor lăsate de autorii care comit furturi sau spargeri de locuințe și face parte din serviciul criminalistic al Inspectoratului de Poliție Giurgiu. Partenerul său, agentul principal Gabriel Dupir, spune că împreună cu Lib a participat în ultimii 2 ani la aproape 100 de misiuni. Peste 99% dintre cazuri au fost soluționate datorită patrupedului polițist. Este rasa preponderentă folosită de poliția română, ciobănescu german, un câine utilitar, folosit cu brio în toate categoriile de serviciu, prelucrare urme, depistare explozivi, depistare tutun, descoperire cadavre, patrulare, intervenție. Mai sunt și alte rase, Rottweiler, ciobănesc belgian, dar aceasta este cea mai versatilă, ca să zic așa. Mai multe amănunte cu și despre câinii polițiști giurgioveni veți putea urmări în reportajul zilei difuzat în această seară la Valahia TV, imediat după știri.